Salutare și bine te-am regăsit! Am vrut să filmăm clipul ăsta de la studio, în schimb, trebuia să admirăm frumusețea asta. Vă povestim mai multe în zilele care urmează pe social media, dar până atunci vorbim despre Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G, Google TV și Google Nest, cele mai noi produse lansate de Google aseară, într-un live. Foarte interesante de altfel, pentru că toate sunt diferite față de generația anterioară. În primul rând, Google Pixel 5 nu este un Snapdragon 865, adică un procesor de top așa cum ne așteptam, ci un 765G, un procesor pe care l-am văzut și pe alte telefoane. Chiar avem un review la George pe blog publicat mai devreme cu un astfel de dispozitiv. Așadar, Google Pixel 5 vine cu niște lucruri la care nu ne așteptam. În primul rând, prețul este ceva mai mic, pleacă de la 699 de euro sau dolari, dacă stai în Statele Unite, și nu are slot de card, are doar 8 GB de RAM și varianta minimă de stocare este de 128 de GB. Ce este diferit față de 3 XL cu care o să-l comparăm? Acum are două camere pe spate, una normală și una ultra-wide, și știe să filmeze și să fotografieze mult mai bine ca niciodată. Update-ul de soft de pe nou Google Pixel 5 o să vină și pe telefoanele Pixel din generația anterioară, pentru că până la urmă e vorba de software atunci când îmbunătățești imaginile, fie că vorbim de foto sau de video. Alte lucruri diferite? Senzor de amprentă, nu mai avem scannerul acela facial pe care l-aveam pe Pixel 3 și care mi-a plăcut foarte mult, însă există recunoaștere cu camera facială. Ecranul iarăși este puțin atipic, doar 6 inci pentru flagship-ul de la Google. Interesant, pentru că nu l-au poziționat către utilizatorii high-end, cum suntem noi, de exemplu, sau cei care vor să testeze tehnologia înainte să apară, ci pur și simplu se orientează către cei care chiar folosesc telefonul și au nevoie de un ecran pe care să-l poată folosi cu o singură mână. Desigur, vorbim de un OLED cu doar 90 de Hz, ceea ce înseamnă un consum destul de bine gândit al bateriei și o încărcare decent de rapidă. Nu e nici pe departe la fel de rapid ca un Oppo sau un Samsung la 65W sau poate un Xiaomi la 125W. Nu pe asta s-a pus accentul, ci pe software. Pe lângă Google Pixel 5 mai avem un Google Pixel 4a 5G, pentru că și-au dorit ca toate modelele de la ei să aibă 5G, un ecran mai mic, tot 90 de Hz, tot un display OLED, dar prețul lui pornește de la 549 de dolari sau 549 de euro în funcție de stocare. Și la fel, nu are slot de card microSD. Google a renunțat la lucrul ăsta de acum vreo 2 ani de zile. Pe lângă aceste două telefoane, mai avem și alte noutăți. Un nou Chromecast. De data asta se numește Chromecast TV și vine cu telecomandă. Ca să vezi, bineînțeles, pe telecomandă găsim și butonul de Netflix și de Amazon Prime, pentru că Google se înțelege foarte bine cu ei. Interfața este diferită, iar ei promit un conținut puțin diferit față de cel pe care poți să-l obții pe un Chromecast normal. Adică niște filme, niște seriale în plus și, desigur, și de ce nu un abonament în plus, pentru că și Google lucrează la un astfel de abonament în care se poate include și servicii de TV și de internet și, de ce nu, și de filme și de muzică. Este de fapt un Android TV. Dacă ai un televizor mai vechi care nu este smart, îl bagi într-o mufă HDMI și gata, cu 49 de euro ai un Smart TV. La fel ca și generația anterioară, doar că arată puțin diferit. Și ai telecomandă. Și da, pe telecomandă ai și comenzi vocale. Deși dispozitivul este de generație mai nouă și promite o încărcare mai rapidă a meniurilor și a filmelor, e vândut la un preț atât de mic pentru că scopul lor este să câștige bani din servicii și nu din hardware. Da, s-ar putea să înlocuiască în curând și Chromecast-ul normal, nu știu dacă cel 4K, dar știm bine că atunci când au fost lansate Chromecast-urile, au renunțat la Chromecast Audio, după care mi-e pare destul de rău pentru că mai am niște boxeri neconectate prin casă. Ultimul pe listă este Nest Audio, o boxă care ar trebui să concureze în primul rând cu Google Home, însă nu este atât de puternică precum Google Home-ul anterior și se va vinde la prețul de 99 de euro. Ce are în plus? E bine, ei l-au comparat cu Google Home Mini din generația anterioară, primul sau al doilea, și spun că este cu 75% mai puternic. Are două difuzoare, unul de bas și unul de înalte și da, se va auzi bine. Cum are denumirea de Nest, se va înțelege bine doar cu dispozitivele din seria Nest. Nu o să-l poți conecta cu boxele din seria Google Home Mini, ci doar Google Home Nest Mini. Sau Nest Mini, deja devine totul foarte complicat. Adevărul este că e o boxă frumușică care vine în mai multe culori, la fel ca și Chromecast TV-ul și la fel ca și Pixel 4a și Pixel 5G. Acestea sunt așadar noutățile lansate de Google, pe care dintre ele o să le testăm, nu știu, dar cred că o să punem prima dată mâna pe un Chromecast TV și apoi poate și boxa și telefoanele. Nu cred că o să le vedem la noi, așa că dacă stai cumva în Spania, în Franța, în UK sau în alte țări din Europa, s-ar putea să le poți cumpăra din magazine. La noi însă vor ajunge doar la sacoșă.
sau dacă ai vreun prieten. Chiar am pe cineva care a plecat afară în UK și în state. Cam atât pentru astăzi. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare într-un nou video. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe și urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram, pentru că cățelul ăla e drăguț, calul ăla la fel, acolo se aud niște oi și o să avem de făcut foarte multe poze.